Salutare tuturor, bună seara și bine v-am găsit la un episod de Clash of Clans. Avem câteva lucruri importante de făcut, cum ar fi research lab-ul avem de făcut, stai să colectăm tot ce avem pe aici, clan War League-ul care este ziua a doua și am pierdut pe prima din păcate, mai avem să atacăm de 5 ori la clan capital plus să colectăm cele 600 de puncte acum pe care o să le luăm fix acum. Plus mai avem și pe baza cealaltă să atacăm să mai punem și noi ceva la făcut pentru că avem un builder liber, dar nu o să avem gol niciodată, deci partea asta poate o ignorăm. Plus altceva, nu știu dacă mai e bine, atacurile cele mai importante pentru că avem să atacăm cu această minunăție și în sfârșit mi s-a făcut warden -ul. Mai avem și trei builder liberi pe care avem Archer Tower, Archer Tower și Aiden Tesla. Momentan nu avem atât de mult gold și nici n-am luat nici Battle Pass-ul din luna aceasta, dar este un Battle Pass destul de drăguț, adică e Gingerbread Warden. E cât de cât mișto, adică e făcut din turtă dulce și multora le place asta. Plus că nu știu dacă o să le iau acum sau dacă când o să le iau, dacă o să le iau. Sezonul s-a încheiat, acum este un nou sezon, aici nu e nimic momentan decât dacă ataci Clash Mesh, Gingerbread challenge. Poate o facem, poate nu, poate o să încerc să văd dacă pot să fac mâine, dacă este așa că până atunci hai să atacă și noi odată. Dăm și noi la clanul Warlick direct, atacă și noi numărul 1, dăm atac, aceasta este blood out ul nostru, dăm atac. Poate o să folosim pentru eroi. Acum să văd cât de cât e decentă baza asta. Folosim și noi un boost de eroi pe care nu l-am folosit de foarte mult timp și am 75 level la King. Asta chiar îmi place foarte mult. Mai ajunge pe sus, dar mai întâi 3 baloane. Punem aici un electro, dăm un rage și mai punem încă un electro să se ducă, să distrugă la foarte rapid. Plus Warden, nu plus aceroi, tot, tot, tot. Warden nu aproape e distrus, adică nu e fix distrus, dar momentan pe partea asta, pe stânga, cât de cât lucrurile sunt distruse. Aș mai pune încă două baloane aici, un electro fix aici, încă un rage și am patru electro cu care să muncesc. Patru electro care pot să fac ceva. O să mă duc pe sus, desigur, vreau să văd dacă se duce ăsta unde trebuie. Mai pun încă unul dacă nu se duce, da, mai pun încă unul că nu se duce unde trebuie și oricum 3, am tot ce am nevoie, 3. O să pun în sus, 1, 2, 3, o să pun King-ul, cele 4 Witch-uri, Warden-ul și Royal champion O să dau și un Rage, ca să se desură totul mult mai rapid, o să dau și wizard să îmi da mai mult damage, o să dau aici un Freeze, o să dau abilitatea la Warden imediat, dacă vreau ăsta să se ducă unde trebuie, dar văd că nu se duc, din păcate. O să dau aici un freeze, abilitatea la Warden, adică la Royal Champion, da un Invis Dispel. Dacă se duc ăștia unde trebuie cât mai rapid să poți folosi și o abilitatea, o activez acum, din păcate acum nu a trebuit să o dau, activez și abilitatea la King. Poate ăștia se duc bine, o să dau aici un freeze imediat sau un trebuie, nu știu dacă sigur îmi trebuie, dar să zice că o să dau aici un freeze. Ca să nu mai dea nici Eagle artillery și nici să dea acel Air Defense. Momentan e bine să vedem unde se duce Queen-ul. Queen-ul se duce cu King-ul și King-ul se duce exact unde trebuie. Acum depinde de Queen dacă se duce și vrea să fie drăguță să se ducă la acel Single Inferno, dar acum nu știu sigur, nu depinde de mine. Single Inferno, da, 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 foarte frumos și activa și abilitate acum. Sunt foarte multe din păcate, depinde de Witch acum, nu mai depinde de mine. Sper să distrugă tot ce este nevoie. Mm. Acel minunat x -Bow. văd că nu se duce unde trebuie Queen-ul. Distruge x ul ăla mai rapid, te rog să nu mă Queen-ul, atât, atât ce vreau și este distrus. Perfect. Și acum Queen o să ia puțină viață de la Unicorn, care a ajutat să supraviețuiască cât de cât. Și o să dau 3 stele. Deci am dat 3 stele super lejer. Bine, acum încă nu știu dacă am dat. Depinde dacă mai e cannon ăla mai rapid. Dacă vrea să nu-mi distrugă queen să nu-mi distrugă queen -ul. Bine, dacă îl distruge n-ai nimic, am timp să distrug, da, o, bomba. Văd că poate petul ăsta, poate petul face ceva. Acum totul mi-a distrus, de la 100% o șansă de 100%, depinde câtă viață are ăsta. Sper să aibă destul de multă, nu dă și mult mult damage, bine chiar dacă e de level 10. 30 de secunde să distrugă ăsta? Nu cred, 24 de secunde, deci nu te cred că am dat 99% din păcate, să fac aici un... Screenshot în caz că -mi trebuie. Am făcut și noi un și dar da, nu o să dea din păcate 10 secunde, pentru că a fost aici un gigalbob bob și mi-a omorât witch care n-a putut să spawneze scheleți Și mi-a murit și unu aici de la Kenan, deci asta a fost eșec total 99%, atât de aproape, totuși atât de departe 99%, wow, chestia asta a chiar a fost mai cu Și am avut noroc doar că am dat la eroi boostul acela, dar 99% pe bune, măcar dacă e să fie la procentaj, câștigăm, adică eu practic am dat 100%. Dăm aici request, aici nu știu sincer ce o să pun, trebuia să pun pentru... Astea, pentru că vreau să le fac pe toate. Toate astea, din păcate, sau minerul pare că nu e. Minerul pare că este cu elixir normal, dacă nu mă înșel acum, da. 5.800.000, deci poți să fac niște pereți frumoși, un perete. 2 pereți, 3 pereți, 4 pereți și cred că pot să dau 5 pereți. Acum nu știu, m-am pus la maxim, dar o să mai dau încă un atac, deci poate, poate nu. Am făcut și o, o greșeală aici, am poate mai mișcă un perete, dar oricum poate o să pun uh, valcheriile, 38.000 Dark Elixir și mai fac încă un perete, știi? Vreau să fac și valcheriile, pentru că am nevoie de Super Valkyrie plus Super Minion, plus că cu Dark momentan nu am ce face pentru că nu am atât de mult. Așa că o să dăm și noi un atac, dăm la next, poate o să intru în Diamond League din nou, bine, Legend League, nu Diamond League, dar uite, baza asta e destul de mulut. Atac pe partea de sus, două baloane, un Electro, un Rage frumos acolo să dea cât bine, așa chiar îmi place, baza asta e făcută special pentru Electro și uitați, Air Seeking Mine a dat mai mult de șumate de viață. Poate distruge Eagle artillery și pot să dau un atac chiar blană bombă acum. Și, wow, chiar a dat electro ăsta extrem de mult damage. Sper să rămână rage în viață, perfect. Și mai dăm încă o dată, nu? Ok, o să mai dau un rage aici. După să mă pe partea de dreapta, stai să văd. Mă duc pe sus, pun cele 5 electro, pun king-ul, queen -ul, o să pun și astea. Poate o să mai atac, dar nu știu singur, acum depinde. O să dau și un freeze spell, adică free spell. O să pun și cei wizard de oriunde, nu prea contează. Actor și noi abilitatea la Royal Champion. Mai dăm și noi aici un Freeze. Mai dăm și noi un Rage. Actor și noi abilitatea la Warden, nu care conta. Aici o să fie distrus asta sper, dacă nu mă înșel o să dau și eu imediat Rage-ul ca să mă că fie distrus. O să dau un invisibil. Bine, aici atea să pun ceva să distrug pe partea asta, că în loc să se urcă în Milchok s-au dus pe lateral. Aici a fost vina mea complet. O să pune și noi Freeze-ul. King-ul și Queen încă supraviețesc. Poate dacă distrug monolitul ăsta, perfect. Kingu imediat abilitatea. Dar tot se duc pe lateral și o să distrugă până aici, lateral. Și tu poți să se ducă în interior și n-am nevoie de lateral, am nevoie de interior. Warden, uite, 1 HP. Așa, perfect, de la Pelector pe după ce am murit. Queen-ul activez imediat, dar momentan e încă în viață, deci nu știu de ce l-aș activa dacă am viață full și nu o să ia viață. Poate o să dau 3 stele, acum nu știu, depinde. Văd că eroii chiar dau multă damage acum că sunt un pic mai upgradat, mai ales King-ul. Activă și noi abilitatea acum. Văd că King-ul se duce, este distras. Poate, poate, nu? Nu, din păcate, aproape din nou, pentru că, bine, acum o să moară și Queen-ul. O single inferno, mai sunt două Dacă nu se ușeau ăștia pus din nou, 98%. Bine, am luat măcar foarte multe trofești. știi? N-am luat 31, n-am luat plus 11, dar în loc să iau 17, am luat plus 3 mai mult. O să dăm și noi request, o să mai dăm încă o dată, să dăm train. O să vedem ce punem imediat, poate o să punem ceva mai ieftin, cum ar fi bomba aceasta, care e super jos și vreau să o fac. Plus că mai am încă 2 builder liberi, așa că măcar să atac și eu aici, la Dragon's Cliff, unde îmi place mie mereu să atac. Dăm la Rai Map. Tot aici, ah, la clan capital trebuie să distrug și pot să mai am încă un spell. Ce pot să pun? Pun uh, jump spell dacă nu mă șel, da, Jump spell ca să poată să sară peste ceva, nu că mi ai fi mie de folos, dar dacă trebuie, trebuie. Dăm și un atac sper să se încarce. După o să punem unde? Toate astea Asta aici? Bine, hai să fie așa. Dacă voi vreți, punem tot, punem astea, punem, punem, punem. Nu contează ce punem, atâta timp cât punem. O să punem tot și jump spell nu care conta vreau să distrug mai rapid și după să mai atac de câteva ori, știi? În caz că poate uita să se de duminică, deci a se încheie și trebuie să dau atacurile acum cât mai pot. Și ultimul defens care este aici, să dau 100% sau cumva prin magie toate tupele mor să dau 99%. Deci măcar aici am dat 100%, 7%, nu că a fost contribuția mea, dar dau next ride. Și vreau să-l atac pe cel mai low, cel mai nou, nu glumesc, atac la Dragon's Cliff unde îmi place mie cel mai mult că dragoni, știi? Gagonii sunt foarte buni. Dăm aici, unde ne noi pe fiecare dată. Dăm și giganții, dăm și electro. Dăm tot, tot, tot. Dăm aici unul ca să distrugă aia, ca să nu se ducă într o direcție greșită. Sper că nu mi am murit wizard din instant, nu? Ba da, mi-a murit wizard din instant pentru că au fost exact aproape... Pentru că n-am pus ăștia doi, că am fost distras în stânga. Ups, o zau aici un jump spell. Stai că atacul ăsta a fost a fost prea prost. Trebuia mai întâi să dau oia care sparg pereții. Mai dau încă o dată atac. Acum știu că trebuie să dau prima dată ce sparge pereții ca giganții să se ducă în interior să nu fie același nivel cu Electro Dragon pe care e singurul pe care l-am. spun aici. Nu știu unde pot să mă urc. pe partea dreaptă. Pun asta aici. Așa. Și după să pun asta să desură Dragon's Cliff-ul. Și mai dau aici un... Heal, un uh, Rage Ca să nu mă moară nici acești Wizards minunați Și nu știu, o să dau un Jumps pe la aici să sară peste apă Dacă contează, nu știu dacă contează Vreau să distrug acest Eagle Artillery foarte mare Nu e Eagle Artillery, e Scospo foarte mare Dar totuși, seamănă wizards deja mi-au murit din nou Pentru că a fost atras de celălalt Dragon Sincer, nici nu știu de ce atac Asta este una dintre cele mai grele de atacat Poate dacă schimb asta Poate, acum nu știu sigur Surrender e că astea o să moară foarte rapid, da, pentru că sunt blocate la un perete Dăm înapoi Vedem ce zic oamenii în chat MS, MS, cu plăcere frate, dacă tu zici MS, cu plăcere Dăm și noi mai sus Pe baza asta că am atacat, am atacat, mai să punem încă ceva Builder hat să-l terminăm și noi odată după o să ne ducem pe baza cealaltă, dăm și noi un atac aici simplu, fineau. Searching for opponents. Avem un oponent? Să vedem dacă ne găsește, dacă nu. De obicei când se întâmplă asta, trebuie să dai cancel, mai dai încă o dată și îți găsește instant. Bine, asta de obicei cum a fost și de data asta. Atac pe partea dreaptă, atac pe partea laterală, pentru că pot să fac asta. Ah, what? Stai. Văd că nu mi s-a dus cum voiam. Și o să pun astea două acolo ca să desură table cannon-ul și după să se rucă spre crusher. Văd că baza asta este una foarte ușoară, foarte slabă, deci aș putea să dau foarte uși, simplu, Depinde dacă moare acest mega Tesla, cât mai rapid. <coughs> <coughs> Scuzați-mă dacă v-am speriat. Așa că imediat o să activă și o abilitate la Battle Machine care e level 35, pentru că tocmai am folosit. Uh acest minunat abilitate și porțiunea pentru a-l face la level 35. Nici nu știu dacă mă las să folosesc porțiune, pentru că am deja toate tupele la maxim. n încă supraviețuiesc, pe ca încă momentan totul supraviețuiește. Să nu dea n să nu dea noi Deci De ce ăștia se duc în direcția greșită? N-ai buci, n, n, n să nu moară, să nu moară, a murit. Wow, că s-au dus în direcția greșită, deci chiar mi-a plăcut faza asta. Măcar să deducă ducă rapid beții ăștia să distrugă partea de sus. Dacă ar fi mișto, dacă ai putea tu să-i controlezi. pecau o să duce aici, pe o să duce acolo. Că jocul ăsta ai făcut ca trupele tale să se ducă puțin prostesc, ca să nu poți să dai foarte ușor. Că e strategie, trebuie să distrugi asta specific ca să poți să intri aici, bla bla bla. Joc foarte bun și pot să atac pe partea asta, pentru că e făcut să atac pe partea asta. Double can în toate astea, da? Mă duc aici, pun peca, 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 un Night Witch, o să pun și Battle machine care e maxim, o să activez Gigantul ca să nu ia atât de mult damage. Night Witch-ul foarte curând o să activez. Perfect, l-am activat. Acum numărul 8, numărul 3, nu știu dacă aș vrea numărul 3, aș vrea să dau ca să da și în acel Archer Tower. Numărul 8 o să fie acum, poate distrug le a doua, dar nu, am dat doar în unul Oricum, de 3 stele dau 3 stele, știi, durează puțin mai mult, dar dau 3 stele. Numărul pe ca numărul 4. trebui și noi abilitatea full viață. Dăm și noi pe ca numărul 4 să dau și în ca să distrugă asta mai rapid. 3 stele foarte ușor. Bine, a fost și o bază extrem de slabă. 200%. Paloane, from Ronald, mersi frate, chiar apreciez. 600, luăm și noi clan capital, luăm și noi clock tower potion pe care nu putem și aici nu am ce să fac, deci efectiv doar pereți, pentru că e prea puțin loot. Poate mai dăm încă o dată ca să fac și eu tot atacul și cam asta a fost episodul. Imediat după asta o să închem, o să văd totul, o să mai fac o verificare, să văd dacă e tot așa cum trebuie. O să pun și naiwiciurile tot acolo, să distrug, ar și noi imediat abilitatea la gigant, să nu ia foarte mult damage dintr-o dată. Poate doar dacă dau 3 stele aici ar fi perfect ca să iau. Nu, îmi trebuie 4 stele, pardon, da. Din păcate mi-am Poate dau din nou 6 stele, depinde dacă se duc astea unde trebuie. Numărul 4 acum să distrugă tot ce este aici. Bine, baza asta e super grea, pentru că sunt crashere, sunt Trouble Canon, Lava Launcher, Launcherul normal. Sper să distrugă asta odată ca să nu moară machine-ul, dar pot ca nu o să moară. Și mi-a distrus apă canonul ăsta. Sper să nu mă arăși în Și asta e tot ce vreau. Pentru că a spaunat Lilie și mi-a murit. Pentru că a făcut animația. Ar trebui să nu fac animația, deci aici nu-mi place deloc. A făcut animația, mi-a murit. Încă un atac și nu murea. Wow, puteam să spravesesc dacă dădeam eu abilitatea dinainte, dar mă gândeam că wow, o să facă, că e bine, că nu știu ce. Și de asta, jocul ăsta, câteodată nu e exact cum trebuie. Și uite, a fost deschis la ușile aici a fost deschise să mă duc pe partea cealaltă, dacă m-ar lăsa. Avem ăsta, o să dau gigantul, o să dau ăsta, o să activez. Tot, 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 tot. Și Night witch -ul. Sper să nu moară numărul 3, că ați pot să-l activez mai în față de cum aș vrea. Da, în momentan am murit, o să cum vor. o să activez numărul 5 la Night Witch, ca să fie abilitatea să mai mult damage. După numărul 3 o să-l activez imediat, bine, să a activat singur, deci o să dau abilitatea la gigant, o să dau abilitatea la bombă ca să dea puțin, puțin damage. Numărul 8 o să-l dau mai târziu când o să fie aproape de giant cannon și o să-l dau acum. O să activez și abilitatea asta care trebuie să se ducă în milșoc, nu acolo, dar, na, timing -ul. Aici o să moară și witch-ul ăsta imediat, deci nu mai are rost de ce să fac aici, pentru că sunt prea multe. Deci am dat 156%, 5 stele fix cred că de trebuia 4 și am luat și loot -ul. Pe baza cealaltă chiar nu mai este nimic. La Battle Pass nu am momentan ce să fac. Să mai pun aici, dacă să nu uit. Mortarul fac de level 13 în sfârșit. Aveam mortar de level 12 și cred că maxim e 18 sau cea de genul. Town Hall 16 o să vină foarte curând. Avem Book of Fighting, Book of Building. Avem o grămadă de cărți. Nici am realizat și atâtea rune. Wow! Îmi lipsește Book of Spells și Hammer of the Star. Hammer, unde este Hammer-ul? Poți să iau un hammer de spell-uri, Nu știu de ce m-ar ajuta, dar vreau să-l am aici. Așa încă mai poți să iau un hammer de building sau ceva. Și astea o să fie foarte bine la Town Hall 16, că momentan aproape am baza terminată. Deci 7 bombe pe care trebuie să le abradez o grămadă, dar nu prea contează. Bomba de level 5 sau 6 e aceeași chestie. 1500 de gemuri exact. Momentan sunt bine, nu sunt în Legend League, dar nu chiar îmi trebuie momentan, că oricum nici n-aș ataca. Momentan clanul e bine, totul e bine, am făcut 3 nici nu știu câte aici, am 2330 de mii, am făcut și 400 de mii, am legend trofee Obster, atât, atâta, nu contează, ăsta încă se termină dacă nu mă uit. În 21 de zile. Poate o să dau și o să intru, dar până atunci pe că a plăcut episodul și ne vedem data viitoare.